După mai mult de o lună de așteptare a ieșit primul episod din Fugiți de Acasă, emisiunea care ne-a testat nervii la maxim și mie și lui Bisoi, dar mai ales spiritul de echipă. Bun venit în Fugiți de Acasă, sezonul 1. Doamne, ăștia, bine te-am găsit. Hai. Mamă, aici deja erau transpirați. Da, îmi pare rău că te-am înjurat. Auzi, s-au înjurat, bă, de ce v-ați înjurat, mă, de ce înjuri femeia? Cum să fie? Dă-mă, frate, busola în coa! Puțin! Dacă tu consideri că în 2024 bătaia e șmecheră... Ia vezi, bărbat! Ce ai zis, mă? E greu! Și-a luat pe bune sau luat pe bune? Eu omorâm, băi, omorâm! A, da! O să moară familia mea! În cadrul emisiunii... Mare, bărbat, Bisoi, s-a speriat de un bișon mic atâta, uite atâta era bișonul! Peste șpurlele tale, tu de ce dar te bagi? Dar n-avem voie! Păi dar stai mă cu mașinile, mă stau la cauci și vin copii să facă poză. Dar de ce ți bați în primul rând? Bă, el, nu mai fac nimic. Ce p***a ai? Dar ce te enervezi așa, puiul meu? E doar un concurs! Păi mi-a duc la orice c***e, nu știu! Asta înseamnă un bărbat foarte masculin. Not. Sunteți în... Acolo pe moral am picat rău. În momentul ăsta am picat rău pe moral. Moral? Băi, eu în prima zi cu Bisoi vreau să mergem acasă să ne băgăm p***a de emisiune la cât de... la câți nervi am putut să avem în prima zi. Nu vă puteți imagina, o să vedeți. Să-mi bă... asta e... Mai ales când am văzut ecuațiile alea cu paranteză, am zis aici rămân. M***i mami lui să te împartă. Bă, dar nu mai fi nervos în p***a mea. Dar de ce țipi? De ce țipi la mine, băi? Ce băiat, a vrut să ne... Bă, mă mergi gura ta să-mi bag de bididiu. A vrut să fie... Ial! Ești un bulangiu! Ial! Sar pe el, Costi, ia vezi intro. Era. Și zeci de probe stresante le vor testa la maximum atât rezistența fizică cât și echilibru psihic. Acolo cu echilibru psihic mai greu. Rezistența fizică, hai, dă-o m- dar cu psihicul mai greu. În fiecare zi suntem într-un oraș diferit, iar de la linia de start și până la finish sunt mulți kilometri de străbătut și multe probe dificile prin care doar cele mai bine închegate echipe vor putea trece. Vezi, cele mai bine închegate echipe a dat pe mine și Bisoi, ați văzut, da? Mare încercare, abilitățile de a lucra în echipă și capacitatea de a gestiona nervii. Eu am avut probleme cu capacitatea de a citi foaie, dar o să vedeți mai târziu despre ce e vorba. Tina Duceac și Costi Max. Amândoi sunt actori și au o relație superbă de mai bine de 3 ani de zile. Doamne, nu știu, să-i țină, dar un pic transpirați Costi și Tina, așa vă zic inside în spatele camerelor. Se chinuiau mă rău de tot, bă, se chinuiau, voiau să facă, erau competitivi, erau de-alea. Senzațional duo feminin din mediul online, ambele iubesc sporturi și proteinele. Pa bune proteinele, bă, n-am văzut așa ceva. Bă, bă, de dimineață, bă, de la 8 dimineața scoteau trollerul, pac, aveau proteine, aveau shakere, d-alea, făceau de dimineață așa, își dau pastile, își luau magneziu, proteine, pre-workout, toate nenorocirile, ești nebun. Și după aia tot ele plângeau că nu s-au descurcat. Oh, unde te grăbești așa? Știu că vrei să vezi continuarea, dar vreau să fiu sigur că te-ai abonat la canal. Hai, dă-i acum subscribe, să nu ne supărăm. Ai da, gata? Hai. Na, doar ce am luat pre-workout. Ce ziceam? Suntem gen. Ce ziceam? Că dau probe de-alea pentru facultate, să mă arăt, Dragoș. Ratatatata, direct din militare, atenție, împart același sânge și amândoi sunt artiști. Albert Nebunu și sora da. Lui, Red G. Nici nu știu, dar o să fie tare, n-are cum să nu fie tare. Al doilea cuplu din Fugiți de Acasă, Saic și Ana Maria Trotea, sau Nana, așa cum mi se spune în mediul online. Am un mesaj pentru cel de-al doilea cuplu. Suntem într-un duel de cupluri, care este una prietenii, una alta. Dar între noi o să fie bătălia. Na, doar pe Bisoi și Gami vreau să intru. Ai, că doar pe Bisoi și Gami, dacă... Dar nu vă dau spoilere, vă dați seama că nu... nu e locul meu. Și ganesc în cartier dacă nu îi bat. Și evident, Santos este părul vostru preferat. Normal. O echipă un pic mai specială, formată din cel mai hot cuplu al momentului, Gami și Petruț Bisoi. Petruț! Ce mamă, Petru? L-a lăchit și pe ăsta să mor dacă te evit. Dar ăsta e papagal. Papagalul și... Papagal. Mie mi s-a spus în viață că fața asta de prost mă ajută. Ne mai știe cineva, ne mai știe cineva. Iar abilitatea echipei noastre este că noi nu suntem doi. Nimeni nu știe asta. Ține puțin ochelarii, te rog frumos. Ia! Noi o să fim trei. Nu vă gândiți la prostii, adică nu o să fim trei pentru că... Bisoi n-are nicio șansă în fața noastră. Bisoi e important să fie major ca să putem să le spunem ce vrem. Bă, a venit Iasmin, bă, nu știa pe nimeni de acolo, așa se zicea. Dar cine ești tu? Tu ce faci? A, tu cu ce te ocupi? Tu cu ce? A, femeia, teoretic, ce zice ea acum, nu zicem că o și credem, nu știa pe nimeni, abia știa cine e Shelly. Așa zice ea. Uuu,
dar cine-i băiatul ăsta așa frumos? Deci când bău ăla o să obosească, o să intru eu. Și până la urmă știi cum e, oricine, că dacă vede o țâță de femeie, face orice. Sunt împreună, da. Sincer? S-a pupat aici la terasă. Noi suntem în 2024, frate. În 2024, în primul rând, cum să-ți placă fetele? Adică, sincer, e penibil. În Fugiți de Acasă vor fi două tipuri de probe. Probele principale sunt probele pe care fiecare echipă trebuie să le facă, obligatoriu. Iar probele secundare, supranumite și side challenge-uri, sunt opționale și pot fi făcute doar o singură dată. Există și anumite probe pe care îmi place să le numesc probe avantaj. În cadrul unei probe de tip avantaj, prima echipă care ajunge la panou influențează dificultatea probei pentru celelalte echipe. Aici o să vedeți râsul dracului în episodul 7-8, ceva de genul. Premiul care e, domnul Andrei? Da, unde? N-are semnal. În cadrul emisiunii Fugiți de Acasă, premiul experiența. Câștiga experiența. Respectul și admirația mea de plin. Yeah, uite vrăjeala s-a că te mint. Orice altă folosire a telefonului mobil în afara permisiunii echipei de producție e strict interzisă și poate să ducă la eliminare. Strict interzisă? Hai că n-am făcut poze la orice. Trebuie să vă arăt ce am în galerie, că e jale. Noi o să ne gândim că o să ne distrăm în primul și în primul rând și că o să avem parte de cea mai tare experiență. Da, până va apucă bocitul. Bă, am dat spoiler. Nu să înceapă. Vreau să râd rău și să câștig. Bă, e criminal, Albert. Albert a făcut toată emisiunea. Vă zic de acum, de la episodul 1, deci a făcut toată emisiunea, Albert. Dar acum suntem un pic pe Caterinca și o dăm așa, dar suntem super conștiente de emoțiile noastre. Păi sunteți la o emisiune de asemenea învergură, e ceva nemai văzut. Bă, dar e minutul 9 și încă n-a început. Noroc cu reacțiile astea, că o să puteți să vedeți episodul de o oră și jumătate în un sfert din timp, ca să înțelegeți tot. Adică dacă în restul emisiunii n-aveți răbdare să vă uitați o oră și jumătate, fratele vostru o să facă reacție la fiecare episod, ca să vedeți strict ce era important din fiecare. E sănătos, ce mesaj? N-aveți... Se uite aici pe telefon, mesaj, n-aveți nicio șansă. N-aveți nicio șansă. Stau eu să fac mesaje pentru toată lumea. Băiatul ăla care bea șpriț de azi de dimineață și cu celălalt băiat. Gami și cu Bisoi, da. Băiatul ăla... Cum îl cheamă? Gami? Cine e ăla, mă, domnule? Cine e ăla? Și care e problema dacă noi am băut șpriț? Mai bine beau șpriț decât să beau pre-workout. E bun, mă duc să fac râsuri, nu mă duc să fac sport. Moșilor, trapperul vostru preferat a scos niște huse delicioase pe Mobil Fox. Și dacă vrei să ai cea mai mare reducere de pe site, să fii sigur că ți ajunge husa acasă, bagă codul Gami. De acasă, începe în 3, ia 2, uite-i. 1, go! Ia uite ce sprint au băgat! Sau, bă, unde se grăbesc, mă, nebunule? Pă bune, ce dracu m-ați nebunit să mă apuc eu să alerg pe acolo, bă! Dacă ajungi primul când știi ceva, gen, ajungi mai repede undeva, știi? Aici, Albert! Costi mi-a zis. Aici, aici. Acolo? El s-a dus la rucsacul meu și mi-a zis aici e rucsacul tău. Păi ei nu știau care-s rucsacii, noi am ajuns ultimii, știam care-s, logic. Rucsac la Gami și la... Păi uit mereu numele. Bisoilor! Pleacă ghiozdan la undeva? Nu știam ce. Poate să-mi ia ghiozdanul meu? Nu pot. Ce trebuie? Nu par foarte motivați, Gami și Bisoi. Bine, în fond și la urma urmei, nu e atât de important cât de rapid ajunge acolo în capăt. Important e să rezolvi proba aia. Noi suntem. Ce poză frumoasă ne-am pus. Ce buzică drăguță, mă. Ce poză frumoasă avem. Oare cum mai fi să te iubească cineva? Bă. Ce faceți, fetelor? Ați găsit ce căutați? Aaa, unde le-ați găsit? Așa, cu noi e drăguță. Uite o gantără, dacă îi facem umeri, ți-am zis. Facem umeri! Bă, dă-te! Oh my God! Bă, iubito! Iubito! Și aminti vremurile alea la Târgoviște. Te mâncați-i și gura ta, eu put. Bă, Gogule! Bă, dar de unde? Ăla e autan, mă, pușule. Hai, de la de autan, așa că... Nu l-am auzit acolo când ați. Echipierii noștri știți ce au? Șprițul. Șprițul. La 7:30 știți cine bea? Noi ne luăm vitaminele frumos. Și ei beau vin. Șpriț. Dar na, acum o să vedem. Pentru ăștia care s-au uitat până acum la episod și după aia vă uitați la reacție, stați așa. Cam dovada doviditoare. Ca să înțelegeți cum a plecat această zi. Deci ca să înțelegeți ce făcea fratele vostru la 7:26 dimineața. Da? Frumos. Pac. Pac power, ați înțeles? Păi ce dracu, mă, ați nebunit la cap, îmi iau vitamine de dimineață că mă duc la emisiune, ce am? Încercăm, cred că astea se scot cumva. Da, dar nu înțeleg cum. Toată lumea are din astea sau suntem? Da, da. Nu, mă, nu cred că voi ați răzbățul mai scurt. Păi, dar tu te-ai uitat din ăsta, aveam ce? Plic mâncat. Ah. Ce zici? Ah. Unul dintre simbolurile orașului în care ne aflăm este Elicea, care a fost montată pe faleză cu ocazia aniversării a 80 de ani de la înființarea șantierului naval din Galați. Aici am greșit-o noi, o să vedeți, aici am greșit-o noi original. Mama, a început și ploaia. F***te în gură viață. Unde e Elicea? Pe faleză.
Unde faleză? Mult. Cum ajung acolo? E... autobuzul. Și pe jos nu se poate? Poate, mult. Și cu autobuzul în ce direcție? Prima stație unde? Haideți cu noi, dar fiți atenți. Ia vezi, pac, ăștia se chiruiau cu puzzle-ul, cu tale, eu m-am dus, hai băieți, hai cu noi să ne ajutați. Frumos. Nu mai ajutați pe nimeni, da? Ia asta și țin-o bine. Haideți, mergem. Eu sunt fata Difea Gang, mă ascultă tot, ce de-a mai fost. Nu mă, dă-nco. Dă la mine, că nu știi. Gen, ce să scoți astea? Dă la mine. Ia. Păi reușisem eu, handicapatul. Stai. Păi stai pe timpul meu. Trebuie scoasă asta. Ia de puțin. Stai așa. Puțin că văzusem ce... Cred că s-au făcut ăștia doi de boala copiilor toată emisiunea, sincer. Deci eu mă bucur că în sfârșit putem să vedem, că vreau să-i văd, sincer, pe Albert și pe Andras. Deci au fost criminali. Vezi, plouă, fac puzzle-ul în ploaie, îl fac puzzle-ul în autobuz. Nu, logic, ce dracu. Dacă întorc așa și tragi puțin și dai așa, gen bam, 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 bam. Yes. Ha-ha, îți amară, Dragoș! E foarte amuzant că Dragoș era operatorul nostru, și toate zilele Albert avea vorba asta, înțelegi? Și la un moment dat îi zice: auzi, bă, Dragoș, să nu te superi, dar așa e vorba mea, nu vreau să mor tu sau ceva, că tu ești băiat calificat. Odată rezolvat puzzle-ul, în interiorul lui, concurenții descoperă 10 întrebări despre orașul Galați. Fiecare răspuns este un număr întreg și reprezintă informații vitale care îi vor ghida pe concurenții noștri în următoarea probă. A, următoarea probă care a fost cea mai ca probă pe care am văzut-o în viața mea la orice emisiune. Ia vezi, ploaie! Veniți sub copac, veniți încoace! Avem niște întrebări pentru voi, sunteți din Galați? Pe cât ianuarie se întâmplă aruncarea crucii în Dunăre? Ce păstă are Dorinel Munteanu, antrenorul echipei de fotbal Oțelul Galați? Ia vedeți ce implicat era omul meu să-l ajute, zici că primea vreo reducere la bișpri sau... Îl sparg. Nu, n-ai voie, să fie rezolvat. Nu, n-ai voie, că n-ai voie să-l spargi. Muream, deci dacă aveam pe cineva așa la mine în echipă. Nu, n-ai voie, că n-ai voie. Muream pe loc. Dar ne dăm seama, dar ne-a ajutat foarte mult, Saic. Da, foarte mult. Și o să vedeți că facerea de bine e f*** de mamă, da, cred că vedeți în episodul 2. Ce vezi, mână, are instrucțiuni puzzle-ul ăsta acolo? Nu poți să aibă instrucțiuni. Ia uitați-vă cât de luarcă era, mici nebun. Dacă îi bag eu un picior. Bravo. Ah, ok. Au cumpărat copiii bilete de autobuz, bă, au fost criminali copiii ăștia din Galați, vă mulțumim mult, copii. Arul Galațului Ion Mușat în anul 1990. Găsești o babă. Găsești. Dumnezeu meu! Să rămână, mă scuzați că vă deranjez, sunt de la o emisiune și aveți idee, nu că nu vă filmă sau ceva, îmi trebuie doar niște răspunsuri. Haideți, doamnă, că mai sunteți și cu Dumnezeu. Uite, întreabă pe polițist. Ai găsit pe cine sunt. Întreabă-l pe polițist, ai găsit pe cine să întrebi. Că știți răspunsul la vreo întrebare de aici? Că nu, ne trebuie să rezolvăm un puzzle. N-aveți timp? Nici polițistul, foarte răi. Nu știu ce te duci, mă, tu la gabăr, să ceri tu atenția ajutorul la gabăr. Așa sunt cele mai... Zici că era ăla din Toy Story, cartoful ăla zici că era. Da, Albert, pentru el trăiesc. Păi, pentru Albert trăiesc, zici că e cartoful ăla din Toy Story. Aveți un cimitir Coca-Cola, bro? Da, bro. Nu cred că așa se numește. Da, așa se numește. De ce există cimitirul Coca-Cola în Galați? Ate, Palma, fii atent, hai să luăm o mașină până la Elice. Da, hai să ne mișcăm. Aici am greșit-o noi, că noi am luat autobuzul în loc să luăm mașină. Cred că am pierdut hârtia, nu-i la tine? Nu! N-aveam cum să las aia în cutie. Uite acolo, da. Păi da, dar unde scrie aia cu Elice? E la mine. Hai că facem pe mașină. Of, de ce n-au lăsat hârtia aia în parc acolo? Bă, ce bine era. Păi și ce secol e ăla? Ah, secol. Secolul 1, nu? Ce an e? 1800. Cu secolul 1? Ce se 1800? Secolul 1, nu? Ce secolul 1, mă? E 2? Și ce la? Băi, 2 sau? Că nu știu. E 2, nu? Secolul sunt 100 de ani. 1800. E 19. E secolul 19, da. Exact, 19. Eu deja mă panicasem de la prima probă, pentru că în momentul în care mă duceam la copii să-i întreb să mă ajute cu răspunsurile pe telefonul lor, bă, le tremura mâna pe telefon și nu mai știau să scrie și parcă îi stresam și mă simțeam prost. Știți cumva în ce secol a fost construită faleza Galațiului? Pe cât ianuarie se întâmplă aruncarea crucii în Dunăre? Păi ce bobochează, pe 6 ianuarie. 6 ianuarie? Află câte zile a stat în funcție prima oară? 48 de ore, 48 de ore. Eu ce făceam? A, făceam poză! Care se întâmplă aruncarea crucii în Dunăre? 7 ianuarie, nu? De bobochează. De bobochează, da, exact de bobochează. Exact de bobochează. 7 ianuarie. Bă, le mai știi și cu mătru. Și de noi de ce am scris de 6 ianuarie? Aveți vreo mașină la de mână? Deci pe fare. Da. Ne-a și pe noi pe faleză? Haide. Wow, i-a lăsat și pe faleză. Bulan rău. Oare ne duce și pe noi până la Elice? Suntem într-o competiție la Shelly. Păi da, așa, cu așa sictir, cine să te ducă, viața mea? Doamnă! Haide, mă, treci. Hei, bă, handicapatule, du-te mai
Dar aia n-aveau voie să fie atâția în mașină, ca idee, gen. Adică nouă ni s-a spus că trebuie să fie șoferul singur, ca să fim cu noi care eram 4, să fim 5 maxim. Ei erau 6 în mașină, dar nu mai zic nimic. Știa întrebările! Păi și dacă nu e bine, ce se întâmplă? Dar uite-l pe Șilian! Ia filmează-l! Mergi cu Porsche-le și noi suntem în stația de autobuz. Mâine îi dăm try hard. Mâine recuperare. Nici nu suntem prea dormiți, nici nu suntem prea mâncați. Păi dacă am plecat la 7 dimineața, crezi și eu. Știți vreun răspuns la vreodată întrebările astea? Cavalerul la câte obostățe, chiar n-am chef. N-am chef, pur și simplu nu am chef. 6 mâna înainte, dar nu mă, pe 7, nu? Că pe 7 e Sfântul Ion. O să iau telefonul în mână, scriu eu. Bine. No, mă, nu zice, zice că la jumătatea secolului 20, dar nu a fost reamenajată, dar nu zice când s-a construit. Nu e o dată exactă. Hai să încerc să-i dăm, da, să vedem să mai zic câte-s greșite. Doamnește. Ia uite, ia uite rugăciunea dracului. 4 niște mai avem. Ma. Și adineori avem 5, eu nu înțeleg ce am făcut. Domn profesor. Domn profesor, l-a corectat? Ta, haideți domnul Bogdan, chiar așa ne batem joc. Mai e doar una greșită. Oh, unde dai zoom așa, băi? Băi, unde dai zoom așa? Dar ce băgați așa sprint? Bine, aici am mai răgat și noi și a fost greșeala noastră, dar o să vedeți. Primei că ajuns aici, alege gradul de mediu. Hai să facem și să ai challenge 15 kg. Stai un pic. Gândiți să vedem dacă ați răspuns corect la toate întrebări. Ați răspuns corect doar la două întrebări. Hai să mergem, să facem. Hai, de repede, repede. Ați răspuns corect doar la două întrebări. Exact răspunsul corect. Păi și noi trebuie să venim cu toate răspunsurile corecte? Nu, mă, nu. Merge și cu răspunsul greșit. E ok, merge așa. X. Dacă scrii X, nu. Așa scrie și acolo. Altitudine 55 mdm. Și ce e mdm? Ce vorbă e zic? Mă, nu mă urc în autobuz. Dar unde ai ști tu că duce la elice? Și ăsta e punct de vedere. Yasmin, trebuie să găsim o persoană mai tânără. Trebuie să găsim pe cineva care se mișcă mai repede. Ce răutăcios a fost cu omul ăla. Voia să-i ajute și nu. Trebuie să găsim o persoană mai tânără, nu, că cineva se miște mai repede. Omul ăla voia doar să le ajute. Doamne, să fie corecte, că dacă mai trebuie să mai întrebăm, mă nebunesc. Păi de ce nu le verifici? Perfect. Oh my god. Nu vă supărați. Pe ce dată se aruncă crucea în Dunăre? Moșul meu în autobuz a pus. A, mă, luat la drumul la întrebări. Două, nu trei? Tu le zici la nimereală? Mama! În ce secol a fost construită faleza Galațiului? Faleza Galațiului? Am făcut autobuzul ăla de boala copiilor, nu ne mai suporta nimeni! Două. Bă, game și... Un cop! Aha, tămară, dragă! A, nu e cu locul, nu? Mama, n-ai pe cine să chemi? Uite, oprește-l pe băiatul ăsta. Vino cu asta așa, vino cu. Mă duci și pe mine până la elice că sunt cu o emisiune. Mă duci? Haide, ven țin cu a. Mâncați cu a***, uite, șmecher! Bară, dragă, și cu X5 vin. Eu cred că era X3 ăla, cred? Câte întrebări mai e? Două. Una. Care două? Păi dacă la, ca populația al câte la oraș al României, Galațiu, am scris acolo al 20-lea. Băi, criminal, Albert, jur. Bine, așteaptă următoarea provocare. Asta e Elicea, te pup, Elice. Ar trebui să fie tot un plic roșu, nu? Frumos așa ar fi. Dar crezi tu că pe aici, prin oraia... Doar trebuie să traversezi in the street și you see the next provocation. Ok, thank you. Și așa, ăștia au avantaj. Hai să facem noi ăsta. Ușor. În acest coș găsiți ingredientele necesare pentru a face limonadă. Oh, îmi place. După ce preparați limonada, o vindeți la pahar și strângeți banii pe telefon. Proba se încheie când ați făcut suma de 100 de lei. 100 de lei! Și e frig. Unde dracu vinzi limonadă pe frig? Okay. Eu... Aera, mă! Da, da, mă! De la moara aia s-ar deprimi. Hai, tat! A, și aici am greșit-o. De aici mi-am ruinat efectiv toată emisiunea. Dragoș, cum ești? Nadia Comăneci! Eu nu mai alergam, ia uitați-vă în spate, aici mi-am băgat p***a în ea de alergătură, sincer. Hai. Da, mă, deci m-au distrus picioarele după alergătura asta, m-au durut picioarele toate cele 5 zile după aia, nu mai puteam să calc pe picior. Mă dura talpa, așa, nu știu să vă explic, efectiv mă dura talpa. Eu alergam, ăștia făceau limonadă, aia a fost greșeala noastră, mă, că am mers cu autobuzul, mă, în loc să luăm și noi o mașină, știi, dar am zis că poate ne mai trebuie copii după aia. Coa, trească familia ta, vino, și ajută-mă și pe mine, te rog eu, și te cinstesc. Ia zic, cu ce vrei să te ajut? Câte cimitiri are Galațiu? Cât? 5.
5.000 tire? Păi prima oară m-am dus la muncitor și am întrebat și mi s-a făcut, bă frate, eu sunt sufletist așa, știi? Și gen, am văzut că chiar se impuneau și îmi dădeau răspunsuri, da, asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat. Și am zis, bă, dacă tot te-am luat pe oameni de întreabă, luați ăștia și luați-vă ceva frumos de ei, ia, ia și tu, așa? Trească familia voastră și... Da, mă, le-a dat 2 milioane, frumos! Frumos, gest, chiar n-am ce să zic, jos pălăria. Grad de dificultate, le punem kilograme în spate? Ce e? Da, mă, da, harbuji n-ai văzut? Mamă, dar nu pot să fac asta, mă simt prost. Dă mă că fac eu, că eu am sânge rece. Fiindcă au ajuns primii rapanou și cu toate răspunsurile corecte, Tina și Costi au acum dreptul să seteze dificultatea probei pentru restul echipelor. În cadrul următoarei probe, fiecare echipă va avea de cărat o roabă plină cu pepeni de greutăți diferite, între 15 și 75 de kilograme. Erau la fel de grele toate roabele alea, că erau același număr de pepeni, doar că unele erau pepeni mai mici și unele pepeni mai mari. Dar erau la fel. Și-a rutina. 75 de kg pune la ăștia că sunt doi băieți, sunt singurii formați din doi băieți. Că sunt și puternic rău de tot. Sunt mare, mare rău, așa, mare, ia uite-l. Uite ce periculos sunt. I-am zis că tu uite, ce i s-au dat din aur, că ele voiau să meargă la sală acum. Păi da, nu le-am dat sală, le-am dat sală. Păi asta zic, trebuie să le dai lor 75 de kg. La noi pune de gâște. La noi de gâște pune. La noi de gâște pune. Noi suntem gâsculițele. Mă simt prost. Ha, mă, că eu stau să-mi vâr la limonadă, mă. Că mă simțeam prost pentru că în afară de băieți care da, erau singurii băieți. Da, că apucam amândoi de roaba aia. M-a apucat bisoi, adică ce mai interesa pe mine? Sunt prietenii noștri, dar îmi pare rău. A, chiar că bă, și ei n-au ajutat, păi bă. Noi am vrut să-i ajutăm pe Saic și pe Nana în același timp. A fost mai fair să-i dăm lui Saic mai greu decât lui Albert. Păi deschimbul că vine nebene, repede, ce? Repede. Ce fac, mă, ușa? O, nebene, well, nebene, well. Bă, simt. Dar trebuie să știu apluie, mă, frate, câte zile a fost căministul ăla. Căministul ăla, pentru Albert mă uit, jur, pentru Albert o să continui să mă uit. Să nu sunt făcut să alerg, mă, sunt făcut să fiu frumos. Sunt făcut să fiu frumos. Da, mă, mă, da frumusețe afară din casă. Hai că poți. Uite așa alergi, așa. Și de acum nu mai alergă, băi, țin ziua de azi. Nu mai puteam. Să moară familia mea. Hai că e acolo și el, îl văd. Da, da, și ei s-a dus cu Turbo S. Hai cu mai puțin. Dar de ce țipa la mine? Nu era nicio miză. Ce facem? Că ne-a dat cel mai greu, cu nu, mă, nu. Bă, ne pare rău, nu-i vi l-am dat. De ce ne-ai dat nouă? Ce e asta? Pentru că voi sunteți singurii doi băieți. Aha, bine, Costi. As. Pentru cea de-a cincea ecuație, pe bine rămas în roabă, este rezultatul. Așa, hai jos, mai vedem ce facem acolo. Da, Gami și Bisoi nu prea au avut chef să citească tot, așa că o să vă explic eu. Odată ce roaba a fost atribuită la panou, echipele pleacă pe fareză spre Foișor. Ce rușine mie! Bă, ce rușine mie! Nu pot să trăiesc cu asta, sincer. Au de rezolvat 5 ecuații alocate echipei lor. Acum, cum știu aceste echipe care este ecuația lor? Foarte simplu. La începutul competiției, fiecare echipe a fost atribuită câte o culoare, în baza pozelor găsite în rucsac. A, păi bravo, mă, și voi să ghicesc în stele. De maxim clasa 4-a, dar ecuațiile nu sunt formate din numere, ci din litere. Literele reprezintă răspunsurile de la întrebările din puzzle, de la întrebarea A la întrebarea J. Iar în Foișor se află ultima ecuație, al cărei rezultat nu trebuie determinat matematic, răspunsul se află scris direct pe ultimul pepene care le va rămâne în roabă. Și aici, fratele vostru, a făcut-o de boala copiilor pe bune. Auzi, mă, să fi fost ceva pe scări până jos cu... Nu, aici ideea că am alergat atât de mult și eram așa adrenalină, pompat, ești de bun power, încât nu mai înțelegeam nimic, creierul meu și-a dat shutdown. Mulțumim mult de tot, vă place limonada, mai vin cu un pahar? Ia așa pe ăsta să-i ții doi de la mine. Vă mulțumim mult de tot, o zi frumoasă în continuare. Eu nu înțelegeam, eu am ajuns acolo și nu înțelegeam ei de ce fac limonadă. Și eu aveam pepeni și ei făceau limonadă, eu nu înțelegeam, mi-a dat brain damage, efectiv. Și nedormit, că m-am trezit la 6, că la 7 a venit autocarul, am plecat de la București, am ajuns la Galați, da? Și am avut și distracția de pe autocar, un pic așa, și nu am mai brain damage total. La un moment dat vedeam doar echipele concurente și nu mai vedeam niciun om și eram pe cine întrebăm, ce facem. Hai că mai avem, efectiv, încă doi oameni mai sunt pe aici, pe lângă echipe. Să moară fam, păi și nu pot să încep cu asta? M-ați zăpăcit! Nu vă mai suport pe niciunul! Să moară familia, să vezi ce fac de roaba asta! Diana, dă-te! Da, deci nu mai puteam, nu înțelegeam, nu înțelegeam, nu înțelegeți, mă uitam prin aia și zic, mă, ce e A plus J plus Q plus... Mama, și mă gândeam, bă, zic, bă, o ecuație cu cifre cu de-alea. Cine s-a gândit că trebuie să înlocuiești, să zic, bă, dar scrie, mă, frate, de ce trebuie să îmi dau eu seama? Am dat kilogramele. Știi cine este, nu? Da, Bisoi, uite, șapele. Gura acolo în față. Auzi, Bisoi! Cine ne-a dat-o? Da, Costi a dat-o, drăguț. El ne-a zis că, bă, eu v-am ajutat. N-am înțeles. Că ne-a dat pe cea mai, aproape cea mai grea. Că mai era una de 75. Am avut 60 de kilograme. De ce n-ai băgat 60 de kg aici la roabă? Dă-mi și mie mai greu data viitoare, Bisoi, că pot. Dă-i-mi
mea de pepeni, efectiv. Pă bune, dă-i m-a mea de pepeni, efectiv. Deci, oricum trebuie să facem ecuație, tu te pricepi? Te mamă, eu mă pricep să frizez mașini, să vorbesc în fața camerei, ce matematică. Oh, scuză-mă, Top Gear, scuze eu, știam că apare Jeremy Clarkson în Fugiți de Acasă. Trebuie să aflați valoarea lui Y, dacă Y este corect. Reporterul vă dă următorul part. Adică Y. Rezolvați ecuațiile de pe traseu până ajungeți la Foișor. Adică eu trebuie să fac suc de 30 de kg de... Ce dracu trebuie să facă? Nu știu. Ce faceți, fetele? Înlocuim literele cu cifre. Da. Păi, dar noi ne-am prins aici? Nu cred că ne-am prins încă. Că trebuie să facem asta. La început ne-a zis o chestie care mie mi-a rămas în cap. Fiți atente la răspunsuri și la litere. Păi mie nu mi-a zis nimeni asta. Și eu nu știam cum fac B plus A ori Y minus G plus H. Că de unde p***a mea să știu? Băi, ai mai fost aici? Nu, frate. Stai să vezi acum. Când am aflat trebuie să facem cu pepenii, am zis că asta mi-e soarta, aici rămân. Hai, și ce trebuie să facem? Să rezolvăm ecuațiile. Fă-te în gură! Trebuie să rezolvăm ecuațiile alea și noi nu prea știm că nu ne-a plăcut școala. Mai ales când am văzut ecuațiile alea cu paranteză, am zis aici rămân. Bine, Albert a zis, când a văzut matematică, a zis că el acolo avea să oprească, să spui ce acasă. A, da, că am terminat aici. Bă, vrem, cine e Y? Bă, prostule, află-l pe Y. Află-l pe Y. De unde aș putea, mă, să știu cine e Y? Stai liniștit că nici eu, și mie mi-a la mult să-mi dau seama cine e Y. Dați-vă de aici, copii, în primul rând, ca să avem noi prioritate și să nu vă auzim pe voi, mersi. Bă, dar de ce e așa răutăcioasă, Iasmin? Ce fac cu ăștia? Aia a fost problema, de-aia s-a enervat toată lumea în prima zi, pentru că nu știa nimeni ce trebuie să faci. Nu știau nici reporterii ce să ne zică, nici operatorii, nu știa nimeni. Singura persoană care știa era Diana Brat. Ce fac cu ăsta? Nu știu. Ăsta aici ceva. Nu știu, s-o întreb pe Diana. De-aia s-a enervat toată lumea în prima zi, pentru că nu s-a vorbit clar exact ce trebuia făcut. Și foarte multe chestii erau la ghici. Adică zicea du-te la elice, panou nu era la elice, era la scări. Du-te la teatru, nu știu care, o să vedeți la finalul episodului 2. Du-te la nu știu ce teatru, dar stai că nu era la teatru, trebuia în partea alaltă de teatru. Și chestii de genul ăsta, într-adevăr. E primul sezon, mai sunt greșeli, mai sunt astea, dar de asta s-a enervat toată lumea, pentru că nu era foarte explicit ce trebuie făcut, trebuia să-ți dai tu seama. Adică trebuia să-ți dai seama ce să faci și după aia să-ți dai seama cum să faci proba. Ne mai ascultați, copii? Nu. Cât s-a dat înainte? Ascultă-mă. Acum ai 46. 46. Bă, mă ascultați, copii? Băi, deci nu, deci copii ești, m-am enervat și pe copii ești. Că nu făceau paranteze, nu făceau cum trebuie. De ce stop? Da. Voi doi faceți proba, voi doi sunteți jocata, nu mai aveți nimic. A, evident. A venit Diana Brat, să fiți atenți, stați că m-am enervat. A venit Diana Brat, ne-a luat 9 copii cu calculatoarele cu alea. Restul concurenților aveau calculatoare și copii. Ați înțeles? Ați înțeles? A, și eu n-aveam cum să fac alea, că aveam o foaie atât. Mâncați, ce foi mai aveam era ude de la ploaie, ați înțeles? Și ce aveam eu, pe ce puteam să rezolv, era o foaie atât, pe care trebuia să fac 70 de ecuații. Nu mai am voie cu telefonul? Bă, că ne-am nenorocit pe viață. Păi de unde știu, mă, frate, bă, nene, împărțiri, m-am fost la școală, mă, frate. Eu știu să fac împărțiri. Păi eu nu știu tabla mulțirii, da să fac aia. Eu nu știu tabla mulțirii. Deci pare să ne ajutați dacă doriți cu niște întrebări pe care să ne le căutați pe telefon. Trebuie doar să le verificăm dacă avem răspunsuri corecte. Ăștia încă n-au făcut întrebările, Gogule. Doamne. 6, după ce am mai modificat ceva. Mă, tu, o dracu, Doamne, nu pot să cred. 6 răspunsuri greșite. Acolo pe moral am picat rău. Am picat, în momentul ăsta am picat rău pe moral. Nu mai știam ce e greșit. Tu mergi încet, iubire. Ăștia duream, făceau glume, da, la noi eram plin de nervi, dar nu știu de ce, sincer, dar eram agitați așa, eram... 3, minus 1. Na, n-aveți voie cu copii, Diana Brat a zis. 110.064, mamă, este foarte greu, deci nu mai pot să... Mă și panichez așa și eram și după alergat. Aia e, că alergi, cari, te enervezi, înjuri și după aia îți dă matematică. Și măcar dacă ți le dădea să vezi toate ecuațiile, dar tu trebuia să le faci în gând, să le... Aia era, bă, părem foarte proști, părem ultimii handicapați de pe planetă, dar acolo chiar era, nu știu să-ți vă explic, aveai adrenalina aia, aveai toate alea, știi, te grăbeai să ajungi, să nu te depășească alții, știi ce zic, și făceai greșelile de astea tâmpite de 2 lei. Nu aici, vrei să pui roabă? Păi ne luăm și noi o roabă, iubire. Să mă dai, vreau prin apă. Aoleu. Să știi că pentru mine este un moment foarte romantic acum. Foarte romantic, mai aveți cred că 5 km până la elici. Faci 110-7658, mă. Zi-mi dacă îmi zici tu cum faci 110-7658. Îți dau mașina mea, ești bun?
Hai mă, mai la mișto. Dar nu vreau. Păi nu vreau. De acum încolo știm ce să facem. Verii mei, stați așa că vă dau eu o matematică mai simplă. Deci, 899 de lei cât e biletul în mod. Hai că ne-ai, hai că ești obraznic. Ești obraznic deja cu biletul tău. Plus 4, așa 20 plus 16 plus... Uite cum scriam. Prost, uite cum scriam, fă matematica așa. 94. 94 e asta. 5 plus 7, 12, 12. Aici am făcut-o de boala copiilor original. 12. Cât facem o 12 la 2, 100? 144? 144, nu? Deci aici avem 144 minus 100 împărțit la Y egal cu 94. 94. 50. Deci înseamnă da, că Y-ul e 2. Eu, de exemplu, mai caut când e un calcul așa, mai caut să-l fac și în minte, știi? Așa ar trebui făcut, da. M-a ajutat așa, adică căutam să le... M-am simțit provocat așa, parcă mi-a dat o stare ciudată. 144 minus 50 egal 94. Tu ai că acest cod expiră chiar azi, 20 octombrie, era 12 noapte. 2, că 100 împărțit la Y egal 50. Și uite cât de repede au făcut ăștia doi. Și nu vreți să știți cât ne-am chinuit noi. Găsiți numele acestor sculptori. Ok, scrie pase din lemn. Chemarea zborului, pasărea apelor, uite. Asta n-am înțeles, asta mi-a dat daună și mie. Nu înțelegeam ce la mea sunt cuvintele astea random așa aruncate aici. Iasmin, orfoc, nu mai știu. Și-a lăsat un pepene acolo în timp ce noi făceam o ecuația. Și în capul meu m-am gândit, ha, așa am început să număr pepene. 1, 2, 3. Gen, a câta echipa am fi. Dar nu m-a tras jos la modul așa, m-a ambiționat că, bă, hai că, măcar am văzut-o în fața ochilor. Și știam că, bă, suntem aproape, dacă ne grăbim, poate îi trecem. Se văd spărcurile aia, le blurează Shelly. Era friguț în parc acolo, în Galați. Plus 8, închis paranteza, plus 3, ori 4, egal. 58. Bravo. Ia, Gami matematicianul, ia vedeți. Mama, poți să pui un pahar aici pe coloana mea? Ești prost, ia uitați-vă cocoși. Uitați-vă cocoașe, băieți. 9 ori 4, nu fac 36, ba da. Nu mai puteam de nervi, nu mai puteam venea să sparg tabla aia. Să-mi iau rasa-n p*** singur. Determinat. A trăit. Omul s-a jurat singur. Am ajuns eu de la seria 6 să scăr pe bine. Vedeți, în viață nu știi ce se rezolvă, viitor. Pă bune. Stăm puțin la 94. Ideea este că eu funcționez foarte bine under pressure. Am observat, da, și eu funcționez foarte bine sub presiune, după cum o să observați în imagine care urmează. Mergeți în grădina botanică unde găsiți următorul pic. Știți unde e grădina botanică? Da. Pe jos? De unde? Că au fost jumătate de oră, să mor dacă te mint. Băi, deci în orice oraș unde întrebai, fie departe acolo. Oh, nu, mă, e super aproape. Și face jumătate de oră pe jos. Facem echipă bună, mă? Faceți echipă bună, n-am ce să zic. Aici, da. Dă-ne! What are we doing? Hai, haide! Vezi, mă, prior, că autul ăsta... Aveți grijă, copii, să nu nebuniți. Am plecat pe traseu, le-am găsit pe fete și pe Bisoi și Gami. Dar nu știu de ce lui Gami și lui Bisoi, mine să le zic Bisoi. Nu știu de ce. Așa... Bisoi! Știi că sunt un cuplu. Bisoi. Păi nu, hai să le găsim un nume de cuplu. Bisoi, că Gasoi. E bună. Gasoi. Cum? Gasoi. Ca să fie Gami și Bisoi combinat. Gasoi. Gasoi! Apropo de Gasoi, Wi-Fi-ul de aici, de la birou, fraților, l-am numit Gasoi Media. Cine mai stai și Nana sunt? Sunt... Nu știu. Nebună nu știu. Family? Nebună World. Nu, da. Nebună World. Fetele gașca pre-workout? Fetele sunt... Pre-workout. Sală. Greutăți. Băgăm fund. Ține-te de școală, că dai seama că e ce trebuie. Dacă îmi dai dat de femei și de bani, aaaah! Să vezi de școală. Nu mă glumesc. Fetele sunt fete, banii sunt bani, școala este școală. E criminal. 94. Păi și eu cum să-mi dau seama? Toată lumea și-a dat seama, da? Da, toată lumea și-a dat seama. Toată lumea și-a dat seama. Mă, să-mi bap în el, nu mai fac nimic. Pe ce p*** aici? Hai să faci la nimeni reală. Nu știu ce am făcut aici. Nu știu dacă am fost la asta, nu știu. Păi să moară mama, știi? Copii, scoate-mă calculator. Astea nu s-au lăsat pe cameră, dar orice întrebare aveam, răspunsul era nu știu. Deci orice întrebare aveam, pă ce facem mai? Nu știu. La nimic nu se știa. Bă, dar nu mai fi nervos în p*** mea. Păi eu m-am enervat rău de tot la proba cu pepeni și din cauza nervilor ne-am defocusat. Și mi-a indus și mie nervi, deci nu mai aveam niciun chef la testimonialul ăsta. Tu de aici ce ți-a scris după ce ai rezolvat? Bă, am ajutat multe persoane deja, nu știu. Hai mă, am ajutat multe persoane deja și fix pe noi nu voia să ne ajute.
fix pe noi. Bine, Saic. Ajută-l pe Costi, ajută-l pe Albert, dar pe noi să nu ne ajut, Saic. Bine. Păi, dar nouă ne trebuie alt pepene față de pepenii pe care îi avem. Cum s-a întâmplat asta? Nu-mi dau seama. Nervii, acolo nervii, a fost problema cu nervii. Și că e o competiție și te să ajungi primul asta. De acolo poți să pierzi mult. Păi, ok, atunci iau un pepene de ăsta că-mi bat p***nea de roabă. Ori vii cu mine, nu vii, nu știu. Păi, tu realizezi cu p***te, duci de la început. Și ce altă variantă am? Nu te mai enerva ca Mițu, mă. Bă, dacă de penibil. Bă, mi se pare, bă, atât de penibil cum am enervat ca ultima p***dă. Bă, pe propria prostie, bă, pe propria prostie, că acolo scria clar că pepenele rămas pe lângă, că noi aveam doi pepene, era rezultatul ecuației și eu credeam că pepenele e Y-ul de fapt. Eu trebuia să aflu Y-ul, doamne, retard. Gunoi, oribilă. Oribil pe bune. Pentru că retard. Ca niște câini, ca niște câini de aia. Tu mă, care e sportiv. Păi bă, ăsta a cărat toți pepenii c***e. Erau toți pepenii mașină. Primul episod din Fugiți de Acasă, care s-a desfășurat la Garați, a fost foarte interesant, înțeleg că v-a și plăcut foarte mult, însă... Da, a murit de cât de mult le-a plăcut. Trebuie să discutăm despre ceva. Vorbesc foarte serios. Bă, Shelly, dură rău. În următorul episod, tensiunea continuă să crească între concurenți și mulți dintre ei încearcă să abordeze calea ușoară pentru a ajunge la linia de finish. Însă probabil că au uitat că sunt... Bă, în episodul 2 o să-mi spăl păcatele, ascultați-mă, în următorul episod îmi spăl păcatele și o să vedeți că am rezolvat o chestie, pam, 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 așa e, bun tot de matematică, o să vedeți, aveți răbdare. Nu pot să-mi explic de ce ar încerca să trișeze, acest lucru nu le poate aduce decât probleme în această competiție. Cine mă să trișăm, eu și Bisoi? No. No. Decât toate emisiunea. Soi, cum le zicem noi. Ia Soi, da. Și fetele, sala. Mie nu-mi place să trișez, asta las e prost. Las că trișez eu. Na, nici mie. Dăm peste șpurilele tale, tu de ce te bagi? Dar stai mă, tu mai cauți vin copii să facă poză. Dar de ce ți bați în primul rând? Și cum e? Școala vieții zic o avem. De Cosmopolită pe Instagram. De Cosmopolis. Îmi pare rău că sunteți în niște spirite un pic agitate și se pare că s-au născut anumite conflicte, ceea ce mie mi se pare chiar regretabil. Bă, eu cred că tu trebuie să vii la sală cu noi. Eu cred că vrei vitamine de la noi. Mă dau și pantalele în jos? Mai de capul meu. Urâte astea, foarte urâte. Și-a luat șarpe cu fetele alea, c***i nebunesc. Aoleu, bă, abia aștept să văd restul emisiunii. Deci, vă zic acum. Prima zi a fost mai complicată la mine și Bisoi, că aveam nervi, aveam alea, eram stresați. Dar din a doua zi, adică de la episodul 3 încolo, ascultați-mă că o să vă p***ați pe voi de râs.